Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, ne bucurăm să avem harul și privilegiul să intrăm din nou în casele dumneavoastră și să vă aducem mărturii de la oameni care au avut anumite experiențe cu Dumnezeu, experiențe în care s-a evidențiat intervenția, puterea, brațul lui Dumnezeu cel atotputernic. Iată că în ziua de azi avem în mijlocul nostru o familie deosebită din biserica noastră. Este vorba de familia Ovidiu și Mihaela Teodorescu, care sunt și cântăreți, întreaga lor familie, sunt o familie de cântăreți și talentați, pot să spun, de care ne bucurăm ori de câte ori cântă și binecuvintează în felul acesta numele Domnului în adunare. Sora Mihaela, printre altele, laudă pe Domnul într-un mod deosebit la nai, care așa se face că este instrumentul muzical preferat al meu, probabil și pentru faptul că am suflet de român. Spunem bun venit acestei familii în studioul nostru pentru un interviu special prin care și în care vom depăna amintirile acestei familii printr-o tragedie prin care ei au trecut. Unii dintre dumneavoastră ați mai auzit din alte surse, din predici, din anunțurile care s-au făcut la biserică, poate chiar din presă, de pe internet. Vreau să vă spunem că filmările din ziua de azi nu sunt cenzurate, nu trebuie să decupăm, să tăiem, să fim atenți. Ceea ce dorim să știm azi este ce s-a întâmplat într-o zi de noiembrie spre sfârșitul lunii în anul 2011 în casa și familia lor. Este vorba de copilașul lor pe vremea aceea de 2 ani, Caleb, care a căzut din neatenție sau din joacă în bazin și s-a înnecat. Au fost reportaje montate, pregătite, trunchiate chiar, au fost articole scrise în ziare, dar țineți cont, într-o lume seculară, chiar și în America, anumite aspecte, anumite evenimente, anumite faze, anumite momente sunt scoase afară pentru că oamenilor nu prea le place să audă că Dumnezeu intervine într-un mod supranatural și poate să lucreze în modul în care vom auzi în ziua de azi. O să începem descrierea evenimentelor cu ceea ce s-a întâmplat acasă. Rog pe sora Mihaela să înceapă această descriere pentru că dumnea ei a fost acasă cu copiii, iar apoi fratele Ovidiu va continua descrierea cu momentul în care a auzit această tristă veste atunci în luna noiembrie. Sora Mihaela, bine ați venit, frate Ovidiu, frate Caleb, acum de 5 ani, bine ai venit azi să fii împreună cu noi, Domnul să te binecuvinteze, e o mare bucurie să vă avem între noi și să puteți să spuneți și altora evenimentele petrecute atunci, fără să facem altceva decât să scoatem în evidență cât de mare și cât de bun este Dumnezeul nostru. Dacă puteți să începeți. Aș vrea să încep cu o zi înainte de accident. Așa. Am fost, câteodată am obiceiul să mai merg la biserica Maranata, la biserica acolo lângă noi. Când sunt singură, el e plecat, mai merg acolo că mi-e mai ușor cu copiii. Și am mers acolo, era ziua de Thanksgiving. Și mi-am amintesc ca ieri, că vorbea despre cum noi ca și creștini trebuie să ne educăm, cum să ne apropiem de Dumnezeu mai mult. Și am luat atunci o decizie și am zis, Doamne, vreau să fac lucrul ăsta, vreau să mă educ, vreau să mă înveți, vreau să mă călăuzești.
Și am luat așa în mine o hotărâre că am să stau mai mult cu copiii în rugăciune, mai mult să le citesc, să le povestesc despre minunile lui Dumnezeu. Și așa am și făcut, începând cu ziua de 25 noiembrie. De dimineață i-am adunat pe toți în sufragerie și le-am citit din cuvânt și a fost așa de minunat că chiar în ziua aia am citit și le-am povestit la copii despre cum Dumnezeu a făcut minuni cu Lazar, cu orbi, cu șchiopi. Dumnezeu a înviat morți și a vindecat pe toți bolnavii. Și așa de mult aveam o dorință în inimă să copiii mei să priceapă, să înțeleagă că astea nu sunt povești. Și tot le-am repetat de mai multe ori și le-am spus, măi copiii, înțelegeți că astea nu sunt povești. Astea nu sunt niște istorisiri închipuite, sunt adevărul, asta e adevărul. Și lucrurile astea se întâmplă, dar oamenii nu vorbesc despre ele. Și apoi ne-am rugat și i-am trimis pe fiecare la treaba lor. După care, eu fiind gravidă, vizitam de multe ori toaleta și m-am dus la toaletă. În timpul ăla, el a ieșit afară fără să-mi dau seama. L-am lăsat în privegherea celorlalți, dar cum ei s-au jucat acolo, n-au ținut cont. Și de obicei noi avem un deadbolt sau, nu știu cum spunem în românește, La toate ușile le încuiam bine, nu cumva să iasă afară. Eram mutați în casă nu de foarte multă vreme și n-am avut timp să punem gardul în jurul bazinului. Am cumpărasem deja o plasă de pus, niște bucăți de gard, dar nu erau destule. Atunci soțul a început un business de transport și era tot plecat. Când venea acasă n-avea timp să se ocupe. Și deci atunci, în timpul ăla, el a dispărut. Ceva în mine îmi spunea, nu-l auzi pe Caleb. Și în momentul ăla am tresărit și am strigat la copii, unde-i Caleb? Și ai spus, nu-i aici. Zic, duceți-vă repede, căutați-l, vedeți unde e. Și s-au dus toți, au căutat în toată casa și nu l-au găsit. Atunci, primul gând care l-am avut, numai în bazin să nu fie. Și am fugit repede în office, din care se vede pe fereastră afară bazinul. M-am uitat afară cu așa un fel de groază, nu vroiam să cred că așa ceva se poate întâmpla. Deci o cameră din interiorul casei, da, dar care are un geam înspre bazin. Da, da. Așa. Și m-am uitat, n-am văzut nimica. Apa era limpede, nu se mișca. Dar băiatul cel mai mare a venit cu mine în office și a spus, mami, eu văd ceva în bazin. Și când el a spus așa, parcă așa mi-a intrat o groază în suflet și am zis, nu se poate. Am făcut doi pași și n-am văzut nimica. Am deschis ușa și când am pășit afară în terasă, l-am văzut pe fundul bazinului, la cea mai adâncă. Deci adâncime. Aveți bazin care începe la un metru și sfârșește la aproximativ 3 metri. Nu știu deci exact cât este, nu l-am măsurat, dar e diving pool. Da. Deci aproximativ așa merge, de la un metru la 3 metri, în partea unde este normal trambulină și copiii pot să sară fără ca să se lovească cu capul de fundul bazinului. Deci copilul era în partea mai adâncă a bazinului. Da. Așa. În jos. I-am văzut pijamaua și când am văzut, am început să țip, să urlu, dar nu știam altceva să zic decât Iisuse, sângele tău. Nu știam altceva ce să spun. Nu puteam să... A fost o stare de panică normală pentru orice mamă care privește o astfel de imagine. Da. Deci ați început să țipați dintr-o dată afară. Avem o portiță care duce din terasă afară în curte și cum tremuram de tare, nu puteam să deschid cuietoarea aia.
În sfârșit am deschis-o și am fugit repede. Când am ajuns în dreptul lui, am luat o gură mare de aer și am sărit înăuntru. Mi-am deschis ochii când am era așa groază, niciodată nu-mi plăcea să-mi deschid ochii, dar am zis, nu pot altfel, nu o să pot. Și l-am apucat cu o mână, l-am tras sus. În momentul când am ajuns deasupra, era așa de greu și el și mi-era și mie greu că eram îmbrăcată în hainele în care eram. Am strigat, de fapt, fiica mea cea mai mare auzise toată comoția, toți au ieșit afară să vadă ce se întâmplă. Și a venit și m-a ajutat să-l scot afară. După ce l-a scos, am sărit și eu afară din bazin și am început să urlu, strigam, mă rugam, vorbeam cu Dumnezeu. Și cum îl vedeam, așa puneam mâinile pe el și cum îi puneam așa nasul, dacă îi puneam așa nasul, așa rămânea, că era ca și plastelina, pur și simplu. Ieșea spumă prin gură, pe nas. Am încercat, eu învățasem în high school să fac CPR, primul ajutor, dar de atunci nu mai mi-aducea aminte, eram așa de șocată și speriată. Da. Nu mai știam cum să fac și mi-era cumva și frică să-i apăs prea tare pe burtă, nu cumva să-i sparg coastele sau... Oricum, a venit tatăl meu care lucra la noi în curte și el l-a luat cumva de picioare și a început să-l învârtă, să iasă apa din el. Numai așa și-a închipuit el că... Deci a făcut tot ce s-a putut, ce a știut. După care a venit un vecin... Eu așa de tare strigam că au mărturisit vecinii că two blocks și la noi sunt foarte mari blocurile din cauza două străzi mai încolo. Foarte mari, da. Oamenii mă auzeau de acolo țipând. Și a venit un vecin care a știut să dea primul ajutor. A venit, i-a dat cât a putut, i-a scos, a mărturisit el că i-a scos apă din plămâni. Între timp, fiica mea cea mai mare a sunat la poliție și era cu ele pe telefon. Atunci au venit pompierii și l-au luat de la noi, l-au băgat în ambulanță. Eu am intrat după ei și de speriată ce eram și disperată, țipam într-una și m-au scos afară. Și a spus, nu poți să fii aici, te rog frumos, dă-te jos, că nu putem să ne facem treaba. Și în momentele următoare am avut cea mai lungă discuție, cea mai lungă conversație pe care am avut-o cu Dumnezeu în toată viața mea. Și stând acolo în fața casei pe pietriș, m-am prăbușit acolo, am început să strig către el și am zis, Doamne, numai ce am luat hotărâre că vreau să fiu o mamă mai bună, să învăț mai mult din cuvântul tău. Zic, Doamne, ce se întâmplă? De ce faci asta cu mine? Vrei să mă faci de rușine? Vrei să mă faci de ocară? Vrei să mă bajocorești? Doamne, zic, știu că merit să mă bajocorești, știu că sunt păcătoasă, știu că sunt reași, dar tu știi cât de mult mă lupt ca să-i cresc pe copiii ăștia după voia ta. Am și eu luptele mele, am și eu greșelile mele, dar nu înțelegeam, căutam un motiv. De mai multe ori în viață am avut așa experiența asta că Dumnezeu îmi spunea de ce am trecut prin anumite lucruri și căutam și acum Dumnezeu să-mi spună, să-mi vorbească de ce, Doamne, faci lucrul ăsta cu mine. Și am spus, Doamne, dacă asta e voia Ta, Tu știi că eu primesc. Eu vreau să se facă voia Ta în viața mea. Dar ceva în mine spunea, nu-i asta voia lui Dumnezeu. Nu se poate. Cu câteva zile înainte am stat cu el în holul casei și el cum e așa un copil de energetic, vorbește foarte mult. Și l-am strâns așa și am zis, măi Caleb, tu ai să fii un evanghelist. Tu, din tine nu poți să iasă altceva decât un predicator care să ducă Evanghelia până la capătul lumii. Și în momentele alea mi-am adus aminte, sau pot să zic că Dumnezeu, Duhul Domnului, mi-a adus aminte așa de multe gânduri și gândul ăsta și alte gânduri. Și atunci am zis, Doamne, nu se poate. Deci eu numai ce i-am prorocit, așa spuneam eu, că i-am spus cuvintele alea, nu le-am spus de la mine. Eu știam că cuvintele alea nu erau de la mine. Și am zis, Doamne, nu se poate. Copilul ăsta trebuie să ajungă să
vestească cuvântul tău la oameni. Evenimentul ăsta sau momentele astea s-au petrecut după ce salvarea l-a luat pe Caleb și dumneavoastră ați rămas acasă în singurătate și în starea aceea de șoc. Eu eram în fața casei pe pietriș, acolo un polițist mă păzea și erau vecinii tot roate, au venit deja mașini de presă, se lua pe video tot. Dar pe mine nu m-a interesat. Eu țipam și strigam și mă rugam și vorbeam cu Dumnezeu. În convorbirea mea cu Domnul, așa a fost de minunat că în momentele acelea cuvântul Domnului spune că cine se încrede în El nu va fi niciodată dat de rușine. Și mi-aduc aminte că Duhul Domnului mi-a spus, mi-a pus în minte cântarea nu te pierde în deznădejde când te încearcă vreo urgie. Și atunci spunea refrenul, Domnul e nădejdea ta, e scăparea ta, întristarea în bucurie îți va schimba. Și am zis, Doamne, așa să faci. Și am zis, Doamne, de atâtea ori am cântat cântarea asta, nu se poate, cuvântul tău este viu, este adevărat, no, acum trebuie să împlinești ceea ce ai spus. Și am spus, Doamne, din pruncie, te-am cunoscut pe tine ca un Dumnezeu adevărat și am călătorit cu tine, am umblat cu tine și tu m-ai făcut să cred că tu poți să faci astfel de minuni. Știu că e mort, dar fă ce știi și dă-mi înapoi. Dar am zis, Doamne, eu știu că după o astfel de traumă copiii sau oamenii, oricine ar fi, ajunge într-un căruț cu rotile. Sau poate că niciodată nu va fi normal. Ajunge un vegetal. Și am zis, Doamne, ori mi-l dai normal, ori mi-l dai normal. Nu se poate, eu nu accept mai puțin de la tine, că tu ești un Dumnezeu perfect, tu faci lucruri perfecte. Nu pot să accept nimic mai puțin. Și Dumnezeu ne-a șoptit în momentele alea. Mă gândeam și la Ovidiu, am spus, Doamne, ce-am să-i spun eu la Ovidiu? Ce să-i spune la Ovidiu? O să zică că n-am avut grijă de el sau... O frământare știți cum normală, sigur că da. Erau niște lucruri care mă frământau și Duhul Domnului l-am simțit pe Domnul aici, în spatele umărului drept. Și am auzit glasul Domnului care a spus, be still, stai liniștită, o să fie totul bine. Și zic, Doamne, dar cum? Dar spune-mi, te rog frumos, de ce ai făcut asta? De ce faci asta cu mine? Și atunci a continuat să-mi spună, dar nu tu ai cerut ca copiii tăi să învețe să trăiască o credință adevărată? Și în momentele alea nu puteam să procesez, să înțeleg. De ce? Cum adică? Bine, cum vine asta? Dar după mai multă vreme și după am stat un pic și am analizat un picuț cum s-au decurs toate, am înțeles că eu de multe ori, de mai multă vreme, mă rugam ca copiii mei nu numai, sau noi, ca familie, nu numai să mergem la biserică în fiecare duminică sau joi, trebuie să trăim. Nu numai credința. Da, exact. Așa, deci după astea toate, polițistul care era la lângă mine a spus, vrei să te duc la spital? Copilul era deja dus cu salvarea. Și am zis, da, sigur, m-am schimbat, eram tot în hainele alea ude și m-am dus la spital. Când am ajuns acolo, am intrat în salonul, în fața camerei unde era copilul și acolo toți doctorii, toate asistentele pe lângă el. A ieșit doctorul afară și mi-a spus, tu ești mama copilului? Zic, da. Caleb este într-o stare foarte, foarte gravă. Caleb e foarte, foarte bolnav. Și... Deci nu ce să răspunzi, nu știai ce să spui. Doar atât au spus, noi am făcut tot ce s-a putut, i-a revenit pulsul, l-am pus într-o comă forțată. Și acum așteptăm să vedem ce se va întâmpla. El poate, în decurs de 24 de ore, poate să moară din nou, oricând. Vrei ca să încercăm din nou să resuscităm?
Și am spus, da, sigur, bineînțeles. După aceea el a plecat, eu am semnat acolo ceva hârtii și m-au dus într-o sală de așteptare. Da, și acolo am stat cu păstorul, nu se spune păstor, capelanul de la spital. A fost și polițistul care m-a păzit. Am stat acolo până s-a făcut ancheta acasă. A fost... Au fost interesați să afle ce s-a întâmplat, dacă a fost un abuz sau... Dacă a fost un abuz, o neglijență din greșeală, un accident sau ceva ce putea fi evitat și așa mai departe. Până la urmă, polițistul înainte să plece, când a avut el dezlegare să plece, că s-a făcut ancheta, el n-a spus nimic, numai atâta la urmă a spus... Mă lăsați să mă rog împreună cu dumneavoastră. Zice, și eu sunt credincios. Și au zis, vreau și eu să mă rog pentru Caleb. Și ne-am strâns toți care eram acolo, erau și două vecini de ale mele și s-a rugat și el pentru Caleb. Așa de mult m-a atins lucrul ăsta. A fost minunat. Deci, dacă ar fi să evaluăm sau să măsurăm timpul, nu am avea date exacte ca să știm când exact a căzut Caleb în apă și după câte minute a fost scos afară din apă. Pot să spun, deci nu pot să spun exact când a căzut în apă. Am niște documente de la spital, dar n-am stat să analizez și lucrurile astea. Dar din momentul când noi am sunat la poliție, au trecut 28 de minute. Deci asta a scris doctorul în acte. 28 de minute din momentul când noi am sunat la ambulanță până când ei i-au făcut să îi revină pulsul. Și lucrul cel mai minunat pe care noi nu l-am știut până acum recent, am trimis actele, documentele de la spital la fratele Chris Punean în California, că el este anestezist din câte... Da, el e medic. Medic. Și el le-a citit. Și m-a textuit înapoi și a spus extraordinar, deci asta este o minune. Spunea că intensivistul de la spital, când Caleb a venit acolo, i-au făcut tot ce s-au putut din termen medical să-l readucă și nu reușeau. Și a observat că ceva nu e în regulă și când a verificat să vadă tubul de oxigen, era băgat în esofag. Nu în trahee. Deci tot timpul acesta Caleb primea aer în stomac. Nu în plămâni. Deci și o greșeală medicală pe undeva în plus pe lângă faptul că el n-avea puls, nu respira. Deci vorbim de câteva minute cât a fost în apă. Da, câteva. În jur de... Poate 5 minute? Mai mult de jumătate de oră, putem să spunem... Sigur mai mult de jumătate de oră. Vreo 40 de minute, cam așa ceva. Dacă atunci când l-a scos afară din apă, copilul arăta mort. Da, deci era mort. Era albastru. Și nasul, carnea, era ca de plastelină. Trebuie să fi fost cel puțin 5 minute. În final, nu e lucru cel mai important să știm exact câte minute au fost, dar totuși, pentru a avea anumite date reale, este bine să specificăm lucrul acesta. Da. Care a fost momentul și cine l-a informat pe fratele Ovidiu, tatăl copilului, fratele Ovidiu nefiind acasă, fiind în călătorie cu trocul, cine și când l-a informat despre cele petrecute? Și cum? Fiica cea de-a doua. Așa. A luat telefonul. Noi nu vroiam să-i spunem încă până știți. Vedem. Deci vroiam și să mă pregătesc cumva. Cum să-i spun? Era la volan. Cum să-i spun? Mai face un accident. Mi-era frică să nu facă vreo prostie. Dar ea, știți cum e, ca un copil, a pus mâna pe telefon și doar atât a zis. Știți când s-a întâmplat lucrul ăsta? În timp ce eu mă rugam afară în fața casei. Ok, deci după ce au sosit salvarea. Da. Așa, acum fratele Ovidiu ne poate spune de unde a preluat el această veste care e dincolo de tragedie.
Înainte să vă spun cum am preluat vestea, vreau să încep cu 2 săptămâni înainte de accident, de ziua accidentului, și să vă spun ceva foarte interesant. Lui îi plăcea foarte mult să meargă cu mine în oraș, în special cu mașina, dacă e posibil. Și într-o zi, mergând să fac mai multe cumpărături, l-am luat împreună cu mine. Era pe scaunul din spate, într-un scaun special pentru copii, și a avut o atracție, pot să spun, deosebită pentru cântare. De mic copil. Era mic atunci, dar vorbesc chiar încă, dinainte. Încă dinainte, da. Da, fredona, prindea foarte repede linia melodică la cântări și l-am întrebat, Cale, vrei să te învețe tata o cântare nouă? Și mi-a răspuns pozitiv, bineînțeles, era vesel tot timpul. Și am început să cântăm. Am cântat prima cântare, am intrat într-a doua cântare și în a doua cântare, la un moment dat, s-a oprit brusc și mi-a zis ceva care, vă spun sincer, că în momentul respectiv nu am știut cum să o iau. Nimic nu m-a putut pregăti pentru ceea ce mi-a zis copilul ăsta de 2 ani de zile. El avea o chestie interesantă și vorbea despre el la persoana a treia. În loc să spună eu fac lucrul respectiv, spunea Caleb face, Caleb zice. Și mi-a zis ceva foarte interesant și mi-a zis în felul următor. S-a oprit brusc și mi-a zis, tata, Caleb o să cadă în piscină și va muri. În momentul respectiv am rămas total blocat, șocat, nu știam ce să răspund, m-am uitat la el. Și primele cuvinte care le-am spus, am spus, Caleb, să nu vorbești așa ceva, așa ceva, te rog frumos să nu vorbești. Și am zis, Dumnezeu nu lasă pe, nu te va lăsa să mori, am zis eu către el. Și copilul ăsta a făcut un lucru foarte interesant, s-a uitat la mine, a analizat ce i-am spus și nu mi-a dat un răspuns imediat, ci la câteva secunde mi-a răspuns ceva cu totul diferit de ce i-am spus eu, în același principiu, dar total diferit. Mi-a zis, tata, Domnul Iisus nu va lăsa pe Caleb să moară. M-am uitat la el, nu știam ce să fac, să plâng, să-l încurajez, să mă motivez pe mine, pur și simplu eram într-un moment de derută. Și am continuat să cânt cu el, deși în spatele minții mele stătea ceea ce mi-a spus. Nu i-am spus nimic soției, n-am vrut să o îngrijorez, era însărcinată 5 luni de zile și nu i-am spus absolut nimic. În schimb, am început să mă rog Domnului pentru lucrul acesta. Așa am zis, Doamne, te rog să nu lași așa ceva să se întâmple. Nu știam planul Domnului, nu știam că, de fapt, Domnul Iisus, dacă stăm să ne uităm în cuvânt, când ucenicii l-au întrebat de ce s-au născut anumiți oameni așa cum s-au născut, știți răspunsul, pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu. Și nu știam că Dumnezeu de fapt avea un plan ca să-și arate din nou slava și aici în statul Arizona și în orașul nostru și să arate oamenilor că el lucrează încă. Acum revin la momentul în care am primit vestea. Eram plecat de acasă de câteva zile, am început un business de transport și mă întorceam înspre casă, eram aproximativ 427 de mile de casă. În dimineața cu pricina am sunat acasă cum fac de obicei. M-am interesat să fiu sigur că sunt în regulă toți acasă. Am vorbit cu fiecare dintre copii. Era, dacă nu mă înșel, vineri, într-o vineri, cred că. Nu vreau să greșesc, dar cred, așa cred vineri. Că era într-o vineri. Vineri, dacă a fost prima zi după ziua mulțumirii, vineri. Ziua mulțumirii joi, deci vineri. Da, cred că a fost vineri dimineața. Așa. Și am vorbit cu ei, m-am asigurat că totul e în regulă, am închis telefonul și am continuat. Am început să conduc. Și aproximativ 10-15 minute, poate un pic mai mult, telefonul a sunat din nou. Era lângă mine și m-am uitat la ecran și am văzut că mă sună de acasă. Și m-am grăbit să răspund. Credeam că e unul dintre copii care mă sună. Dar ce era la capătul celălalt al liniei, nimic nu mă putea pregăti pentru ceea ce am auzit. Copiii nu știu să te pregătească. Ei spun lucrurile așa cum sunt. Și fără niciun fel de pregătire, era Ruti. Noi spunem Ruti, e Rut numele ei, dar noi așa fetița o chemăm. Fetița a doua. Fetița a doua. Așa.
Ei discutaseră acasă să nu-mi spună absolut nimic, din cauza că aveam mașini scumpe în tir și le aduceam înapoi și s-au gândit ei că am un traseu destul de greu, venind în jos pe Flagstaff, să nu fac vreo prostie. Eu știu. Da, omul... într-o stare de șoc, exact. Să pierzi controlul volanului, da. Și... Și, în schimb, fata cumva a scăpat din cercul lor și m-a sunat. Și fără pregătire mi-a spus: tata, Caleb a căzut în piscină, s-a necat și a murit. Fără niciun fel de pregătire. În momentul respectiv, nu puteam să realizez dacă dorm, vroiam să cred că dorm. Pot să spun că pentru câteva secunde am fost ferm convins că dorm și e doar un vis urât. Apoi am încercat să analizez, sunt și vă spun sincer că m-am pișcat. Am pus mâna pe picior și m-am pișcat. Da. Deci vreau să fiu sigur că sunt la volan, că aud vestea, că într-adevăr nu e vis și că e realitate. În momentele următoare, când eu nu gândeam normal. Deci în momentul respectiv nu știam. Eram între realitate, între abnormalitate, între vis și realitate și mă gândeam dacă e doar un vis. Mama mea, care a auzit ce a făcut fetița, a luat telefon. Neavând ce să mai spună decât adevărul, mi-a confirmat. Și mi-a spus: Ovidiu, nu știm exact ce s-a întâmplat, știm doar că cumva copilul a ieșit afară, a deschis încuietoarea. La fiecare ușă aveam o încuietoare. Pe lângă încuietoarea de jos, la care se poate ajunge destul de ușor, era o încuietoare sus, special făcută pentru copii. Ne gândim că el a ajuns cu un scaun. A fost așa mai... cum să spune, el mai zburdalnic. Mai zburdalnic, da. Și cumva cred că a luat scaunul din birou, s-a urcat și a deschis. Și a luat, avea el un scooter pe care îl împingi, cu un picior stai pe el și cu un picior îl împingi. Și a început să facă tumbe în jurul bazinului. În partea stângă a bazinului noi avem o crestătură care e făcută special pentru jacuzzi. Deci avem un jacuzzi incorporat în piscină. Acolo el n-a realizat, din joaca lui de copil, fiind și la 2 ani de zile, mă gândesc că nu a realizat exact că e crestătura, a venit din viteză și a mers direct înăuntru, în crestătura respectivă, care mergea în piscină, practic. Nu știm exact, dar bănuim că așa s-a întâmplat, pentru că scuterul lui a fost găsit acolo, în crestătura respectivă. În crestătura respectivă. Da. Deci este ca un fel de șezut, după care merge în apă. Am primit vestea, mama mi-a confirmat. În minutele următoare n-am oprit imediat tirul, ci am continuat pentru câteva minute, dar în minutele următoare încă încercam să procesez informația care am primit-o. La un moment dat am tras pe marginea drumului, pentru că din interiorul meu a răbufnit ceva necontrolabil. Deci nu puteam să controlez sentimentele care, pe moment, din cauza șocului, ca și când te tai sau îți faci o rană corpulentă, nu realizezi pe moment sau nu vine imediat durerea. În schimb, în următoarele minute, după ce am oprit pe marginea drumului, m-am trezit sau mi-am dat seama de starea mea că țipam, dar nu era, deci nu era un țipăt din ăsta de durere, ci era un țipăt de strigare după ajutorul lui Dumnezeu. Dar era un țipăt incontrolabil, deci nu, eu nu-l puteam controla. Am făcut ceva care în ziua de astăzi, dacă aș gândi rațional, nu cred că aș face pentru altcineva. Și am zis niște cuvinte pe care Biblia ni le spune să nu le face niciodată, și anume să te pui chezaș pentru cineva. Biblia ne învață să nu ne punem chezaș pentru nimeni, dar eu, în situația respectivă, tată fiind copilul meu, am zis ceva înaintea Domnului și am spus: Doamne, sunt aici, te rog, ia-mă pe mine acum, ia-mi viața mie, dar te rog frumos, trimite viața înapoi în copilul acesta. Eu nu puteam să-mi imaginez, nu din cauza că era copilul meu, din cauza că am văzut ceva special în el, nu puteam imagina universul ăsta și viața fără el. Fără el. Nu puteam să-mi imaginez. Și am strigat înaintea lui Dumnezeu. Cred că am stat 20-30 de minute acolo, după care am, pot să spun, m-am trezit din starea în care eram,
Am repornit tirul și am plecat din nou la drum, deși simțămintele mele nu erau normale. Am oprit din nou, după vreo 10-15 minute din nou, și din nou am început să mă rog lui Dumnezeu și am zis: Doamne, eu nu pot să accept din partea Ta așa ceva. Deși nu știam hotărârea care a luat-o Mihaela cu o zi înainte, că nu ajunsesem acasă să discut mai detailat cu ea, în schimb am zis: eu nu pot să accept așa ceva din partea Ta. L-am primit ca o binecuvântare. Și Tu ai spus, dacă nu mă înșel, în Psalmul 132, că fiii sunt o moștenire din partea Ta. Eu am făcut ceea ce Tu mi-ai spus să fac cu o moștenire. L-am dus și n-am pus numele meu peste numele lui, pentru că numele meu vine automat, dar am pus numele Tău peste el. Și Ți-am cerut Ție ca Tu să Te ocupi de el. Și am zis: eu am făcut ce a ținut de mine. Acum aștept ca Tu să faci ce ține de Tine. Te rog să mi-l dai înapoi, dar nu-l cer înapoi de la Tine oricum, ci îl cer mai mult de 100%. Eu nu știam că în același timp acasă soția se ruga, îmi imaginam, dar în tumultul durerii nu îmi dădeam seama de tot ce se întâmplă acasă. În momentul când eu aveam conversația asta cu Dumnezeu, a venit o putere deosebită peste mine. Am experimentat puterea lui Dumnezeu de nenumărate ori, dar atunci, în momentul respectiv, a fost ceva deosebit. A venit un val, o revărsare a Duhului Sfânt, cum n-am avut niciodată, și am început să vorbesc în alte limbi. Nu știam ce spun, dar interiorul meu, cugetul meu, simțământul meu îmi spunea că este laudă la adresa lui Dumnezeu. Nu mai era cerință, ci era laudă. Era laudă, proslăvire, da. Exact cum soția spunea că în partea dreaptă a simțit pe Dumnezeu și a auzit spunându-i să stea liniștită, exact același sentiment l-am primit eu, exact același sentiment am înțeles ulterior că l-a primit ea și părinții mei. În același moment, dar în locuri diferite. Și Dumnezeu mi-a spus: stai liniștit, toate lucrurile vor fi în regulă. S-a întâmplat un lucru foarte interesant pe care nu l-am experimentat înainte și aș putea să spun că din nefericire, deși cred că îl voi experimenta din nou, am primit o credință de neclintit. E greu să vă pun în cuvinte ceea ce am simțit atunci, dar ca să vă fac să înțelegeți, am mai spus lucrul acesta, dar o spun pentru telespectatori ca să mă înțeleagă. Dacă un înger, pe care nu l-am văzut niciodată, dar dacă un înger din cer se cobora în fața mea în momentul respectiv și îmi spunea: Caleb va muri, eu eram în stare să-i spun: du-te de unde ai venit, nu pentru cred. Că eu nu te cred. Da. Deci a fost o credință ceva deosebită și cred că a venit din partea lui Dumnezeu, pentru că eu cu puterile mele omenești nu puteam să am așa ceva, deși credeam în Dumnezeu. Și din momentul respectiv nu pot să spun că n-am mai fost îngrijorat, pentru că e omenește să fii îngrijorat, dar din privința faptului că îl voi primi înapoi, n-am mai avut niciun fel de îngrijorare. Nu știam. Ai avut când. Convingerea și certitudinea că Dumnezeu într-un fel sau altul va interveni, da. Și o să vi-l dea înapoi, da. La fel de sănătos cum exact. Era înainte. Noi l-am cerut mai bine decât l-am avut înainte, așa l-am cerut noi. Mare îndrăzneală. Da. Slavă Domnului. Am primit câteva telefoane de la... deja s-a dus vestea. Zice un proverb că o veste rea călătorește călare. Într-o paranteză, în aceeași perioadă când voi gemeați și strigați și erați în agonia aceea a morții, în aceeași perioadă am primit și noi text. Noi eram în drum spre Bison Ranch. Eram în mașină cu toată familia și am primit textul. Da. Urgent. Și nici noi n-am tras pe dreapta, numai toți ne-am rugat în mașină. Așa sunt da. Convins că sute de credincioși au primit vestea dintr-o dată, în timp ce voi plângeați unul pe marginea străzii, unul în fața casei, unul da. Într-un șap, alții în mașină, alții pe acasă, toți împreună strigau către Dumnezeu și medicii încercau în același timp, da. Încercau să lucreze la readucerea la viața micuțului, da. Caleb. Cum a continuat călătoria? Am primit câteva telefoane. Am avut pe cineva care s-a oferit să găsească un șofer
să vină să îmi preia tirul și el să mă ducă înspre casă și am zis nu, voi continua, voi ajunge eu acasă. În timpul acesta, ei acasă au încercat să vă sune pe dumneavoastră. Dumneavoastră erați plecat și mă gândesc că nu aveați semnal pe drum unde erați, să n-au reușit, socru de fapt, socru a încercat să sune. În disperarea respectivă nu știa exact ce să facă. Și auzise, eram în perioada respectivă, erau frații veniți din România, fratele Puiu cu fratele Vali și un frate păstor, dacă nu mă înșel, fratele Daniel, împreună cu fratele Gabi Covaci, au fost invitați chiar atunci la cineva acasă, în familie, să servească, mă iertați, lunch, deci o masă, da. S-a gândit el atunci, că nu știa ce să facă, s-a gândit să sune acolo și să vorbească cu ei și să îi cheme cumva să vină până acolo. Să-i facă ungerea copilului, că era el axat pe treaba asta, cineva să meargă și să-i facă ungerea copilului. Și am înțeles că a sunat, a aflat numărul de telefon al familiei, unde frații erau, și a sunat și a vorbit cu ei. În dimineața respectivă, și acum vă spun din ceea ce am fost informat și eu, în dimineața respectivă, fratele Pui am înțeles că s-a trezit de dimineață și Dumnezeu a făcut de cunoscut că va face o mare minune în ziua respectivă. Și le-a spus fraților. Și totodată, înainte de a se întâlni frații, au deschis cuvântul fiecare la locul în care era. Și s-a deschis, nu vreau să mint pentru că nu mai știu exact, cred că l-avem notat acasă, s-a deschis cuvântul Domnului la un cuvânt foarte interesant în care, dacă nu mă înșel, cuvântul spunea că patru crai, ei erau patru, veneau din locuri diferite cu, nu mai știu exact să vă spun cum spune, dar vorbea despre o întrunire a patru oameni, exact cum s-au întrunit ei. În momentul când socru a sunat și le-a dat vestea, am înțeles că fratele Puiu s-a ridicat în picioare și a spus: ăsta este lucrul despre care mi-a vorbit Dumnezeu și acum face Dumnezeu. N-a mai servit masa, ci s-au ridicat și au plecat la spital. Am înțeles că au ajuns la spital și au dat buzna înăuntru în salon, deși nu era un lucru normal. Nu era permis chiar atunci. Da. Dar au intrat înăuntru, au început să se roage și am înțeles că fratele Daniel și fratele Gabi Covaci au făcut ungerea copilului. În timp ce ei mergeau înspre spital, fratele Gabi a sunat în țară la o soră vas de lucru, o soră proroacă. Am înțeles că dânsa are vedenii din partea Domnului. Și nu i-au dat detalii, ci doar i-au spus că să se roage pentru o cauză pe care o au. Au sunat din nou la sora și sora le-a spus ce i-a arătat Dumnezeu. Nu știu dacă pot să vă relatez exact în deamăruntul, dar vă spun în mare cam despre ce a fost vorba. Sora a văzut într-o vedenie o familie cu patru copii, noi aveam patru la momentul respectiv, doi băieți și două fete. Și Domnul i-a făcut de cunoscut că suntem în America. Și i-a arătat, a văzut cum un duh de moarte, negru, a zis ea, negru și mare, așa l-a văzut în vedenie, a venit și l-a prins de umeri pe cel mai mic dintre copii și l-a aruncat într-o apă. În momentul când l-a aruncat în apă, ea a fost ferm convinsă că copilul va muri. În schimb, Dumnezeu i-a arătat pe o placă aurită, în fața ei apărând cuvântul viață. Și i-a spus Dumnezeu, copilul nu va muri, spune familiei că copilul nu va muri, ci va trăi, dar cer niște lucruri din partea lor. Să se unească în rugăciune cu mai mulți frați, în post și în rugăciune și eu voi rezolva situația, îl voi aduce înapoi, dar rugați-vă ca să zădărnicesc planul celui rău, care a fost ca să îi omoare pe amândoi băieții din familie. Nu vreau să intru în detalii din ce cauză, știm, Dumnezeu ne-a descoperit care a fost planul celui rău și din ce cauză s-a ajuns unde s-a ajuns, dar Dumnezeu l-a îngăduit ca să-și arate puterea lui. În momentul când frații au mers acolo la spital și au făcut ungerea, am înțeles că fratele Pui a avut și el o vedenie și a văzut un văl alb care a venit peste trupul copilului, dar nu s-a așezat, ci a început cumva de la picioare și a început să facă valuri peste el, ca și cum lucrezi sau faci masaj peste cineva, până când a ajuns la capul copilului și ne-a confirmat și el că Dumnezeu ne-l va da înapoi.
i-au făcut ungerea copilului și au făcut ungerea și pe un șervețel și l-au pus pe capul copilului și l-au lăsat acolo. Revin acum la momentul în care am ajuns la spital. Am ajuns la spital, deja era după masă înspre seară, am intrat înăuntru, am mers și l-am văzut pe copil care era întins pe o masă, l-au indus în comă, copilul era umflat din cauza apei care a luat-o în el înăuntru. Nu arăta normal, niciun punct de vedere, deci nu arăta normal. Era legat la multe aparate, furtune, fire, intrând și ieșind din el. Mi se rupea inima. În schimb, pe partea cealaltă aveam confirmare din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-l va da înapoi. Doctorul care era de gardă și era peste mai mulți medici care au avut de-a face cu el, ne-a luat deoparte într-o cameră. Și a vrut să vorbească cu noi și despre starea copilului, dar avea el un lucru mai important despre care vrea să stea de vorbă cu noi, și anume să cumva să facă o mediere între noi doi, ca nu cumva în urma celor întâmplate noi să ne despărțim. Din experiența lui în spital, în majoritatea cazurilor de genul respectiv, oamenii se despărțeau. Se condamna unul pe celălalt, da. Tu n-ai fost, se arunca vina, trebuia atent. Să fii atent, uite că tu ai omorât copilul. Exact. Și practic ne-a explicat în cuvinte puține ceea ce se întâmplă cu copilul, dar mai mult s-a axat pe faptul să ne cumva să ne medieze, ca nu cumva să ne despărțim. Eu m-am uitat la el și am spus: ascultă-mă, vreau să spun un lucru de care trebuie să fii ferm convins. De noi nu trebuie să-ți faci griji că ne vom despărți. Noi nu ne vom despărți, chiar dacă s-ar întâmpla ceea ce spui dumneata, dar eu îți spun că eu îmi voi duce copilul acasă sănătos de aici și că nu va fi niciun fel de problemă cu copilul. Doctorul s-a uitat la mine și cuvintele lui au fost cam în genul următor: tu ești foarte, foarte traumatizat acum, nu gândești foarte clar și nu înțelegi situația în care se află fiul tău. Apoi a continuat să-mi explice starea copilului. Cuvintele lui au fost cam în genul următor: copilul tău pot să-l consideri, mi-a spus, îmi pare rău că trebuie să fiu așa de direct și, eu știu, poate prea direct, dar trebuie să-ți spun adevărul. El se gândea că eu, în starea în care sunt, nu gândesc clar și, deși el va fi foarte direct, va trebui să fie foarte direct ca să mă facă să înțeleg ceea ce spune el. Și mi-a spus: copilul tău nu este foarte, foarte bolnav, ca să nu spun mai mult. Dacă vrei să aștepți o minune întâmplându-se, așteaptă-te ca între 8 luni și un an, un an jumate să-și revină din comă, dar rezultatele vor fi următoarele. Copilul va fi o vegetală. Având în vedere că atâta timp creierul a fost fără oxigen, sunt traume foarte mari, nu va umbla, va fi paralizat, nu va gândi, deci va fi pur și simplu un handicapat pe care îl vei împinge într-un cărucior cu rotile toată viața. Și când mi-a spus lucrurile respective, i-am spus ceva care într-adevăr el putea, acolo putea să spună că n-am vorbit eu, ci a vorbit altcineva prin mine. Eu la momentul respectiv nu mi-am dat seama ce am spus. Ulterior, soția mi-a spus că am spus lucrul respectiv și doctorul. Am făcut o afirmație care nu m-am gândit la ea, dar cred că a vorbit Duhul lui Dumnezeu prin mine în momentul respectiv. Și am spus în felul următor. M-am uitat țintă în ochii doctorului și am spus: ascultă-mă, a șasea zi mă voi juca cu copilul acesta. Doctorul s-a uitat din nou la mine și din nou mi-a confirmat că sunt foarte traumatizat, că nu știu ce vorbesc și că am nevoie de odihnă. S-a terminat discuția, el a mers la ale lui, noi am mers la ale noastre. Au venit foarte mulți la noi să ne viziteze în zilele următoare și în ziua a treia, aproximativ 12 noaptea, eram extenuat, nu dormisem, nu ne odihnisem deja de 3 zile, oamenii veneau și plecau.
Pe la ora 12 am zis soției, trebuie să merg, ne-au dat un salon alăturat în care să ne odihnim și am zis soției, mă duc să mă întind, măcar o oră, să mă întind și revin înapoi. Au plecat toți, s-a liniștit un picuț situația, mediul înconjurător și soția a zis, am să-i fac o baie, până tu mergi și te odihnești, am să-i fac o baie copilului. Am dus la 12, dacă nu mă înșel, la culcare și am revenit pe la ora 3 dimineața. Și când am venit la ora 3 dimineața, m-am dus la patul copilului și m-am uitat la copil și nu venea să cred ceea ce văd. Copilul s-a desumflat complet. În 3 ore sau mai puțin, știu că de la 12 până la 3 dimineața copilul s-a desumflat. Mă uitam la el și mă uitam la el dormind în pat. Pentru mine nu mai era în comă, ci era copilul dormind. Am început să plâng și am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu și mai mult. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că văd acum și cu ochii de carne, că vedeam cu ochii credinței că Dumnezeu va lucra. Îmi pare rău că timpul normal a expirat, dar îl prelungim cu finalul. Ultima discuție avută cu medicul și ieșirea lui din spital. Totuși, partea asta trebuie să o includem. Da. Deci, ca să recapitulez foarte, foarte scurt, a șasea zi, ei au redus medicamentele, au făcut niște teste ulterioare. Înainte de testele astea, au văzut o felul de abnormalități. A treia zi, după ce au făcut un test, creierul arăta normal, după ce s-a desumflat copilul. S-au grăbit să ne dea rezultatele, iar ulterior au început să îi reducă rata medicamentelor care îl țineau în comă. Copilul treptat și-a revenit din comă. A șasea zi m-am jucat cu el cu un balon pe patul copilului, exact cum a vorbit Dumnezeu prin gura mea. Cred că a vorbit Dumnezeu prin gura mea. Doctorul a intrat, l-a văzut, a început să plângă, m-a îmbrățișat și m-a întrebat dacă mi-aduc aminte ce i-am spus în prima zi. Mi-a readeverit ceea ce i-am spus. A zecea zi, copilul nu că a umblat. A pedalat pe o tricicletă afară din... Deci, de umblat nu s-a pus problema. Umbla, mergea, vorbea, ne cunoștea pe toți. A zecea zi a pedalat pe ușile spitalului către mașină, pe o tricicletă, în spatele lui un batalion de pompieri, medici de prim ajutor și cadru medical care era acolo. Nu știu dacă a existat vreun departament din spitalul respectiv ca oamenii să nu vină să-l viziteze. Toți au vrut să vină să-l vadă, pentru că a fost ceva special, Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. Și care capitulare? În lunile următoare, când a mers cu soția ca să nască fetița următoare, darul pe care ne l-a dat Dumnezeu, o asistentă a intrat înăuntru, ne-a cunoscut și o altă asistentă a venit să o ajute. Asistenta prima care a intrat înăuntru i-a spus, tu știi cine sunt oamenii aceștia? Și a zis, nu știu. Și a început să-i spun și noi am încercat să fim umili și să spunem, nu, noi nu suntem nimic, Dumnezeu e totul. Și a spus, nu, voi sunteți niște oameni speciali. Am zis, noi nu suntem oameni speciali, noi suntem niște oameni normali care slujim lui Dumnezeu. Femeia aceasta a făcut o afirmație foarte interesantă. Și a spus în felul următor, am să spun în engleză și apoi am să traduc. You guys made me realize money is just paper. Voi m-ați făcut să realizez că banii sunt doar hârtie. Femeia asta, pentru ea, înainte, totul era banul. Și după ce a auzit istoria noastră și felul în care a lucrat Dumnezeu, Dumnezeu a transformat viața. S-a folosit Dumnezeu de situația respectivă ca să întoarcă pe cei care într-o vreme erau de partea lui Dumnezeu și erau parte din armata lui Dumnezeu și au ușor s-au distanțat pentru că am avut tangență cu o asistentă de acolo și totodată s-a folosit ca să-și arate puterea lui la nivel mondial, aș putea spune, pentru că vestea a fost trimisă peste tot în toată lumea. Ați avut un medic care a recunoscut că copilul a murit sau a fost cineva a recunoscut? Toți au recunoscut. Da. Iată că timpul nostru s-a expirat, cu părere de rău trebuie să ne despărțim. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot harul acordat, pentru minunea care s-a desfășurat sub ochii noștri. Dorim să vă spunem la revedere, Dumnezeu să vă binecuvinteze.